Bun, bine ați venit! Reprezentare exclusivă și colaborare, da? Asta ne-am propus să facem în următoarea oră. Ăsta e subiectul pe care vrem să îl discutăm în următoarea oră. De ce reprezentare exclusivă și de ce colaborare? Pentru că cred că ăștia sunt principalii piloni care caracterizează munca în Remax. Munca agentului imobiliar Remax. Și asta e ceea ce ne dorim să facem și să promovăm. Am să mă prezint, având în vedere că e un eveniment public, o să vă zic așa o frază despre mine. Sunt Alexandra Popeanu, sunt trainer colaborator, sunt unul dintre trainerii Remax ai Academiei Remax și eu mă ocup cu trainingul pentru dedicat agenților, în special agenților care sunt la început de drum, celor care se alătură rețelei Remax. Invitatul meu este Nicolae Blaj, este unul dintre consultanții imobiliari Remax. Și el face parte din biroul Remax Central din Brașov. Nicu este unul dintre agenții care au reușit să facă performanță în Remax, motiv pentru care l-am și invitat, și este unul dintre agenții care lucrează doar în reprezentare exclusivă și este foarte deschis către colaborare. Motiv pentru care cred că experiența lui și părerea lui este foarte relevantă. Așa, două, trei lucruri despre Nicu Blaj, colegul nostru. El face imobiliare de 7 ani, în 2013 a început. Așa că are o experiență în spate, a avut și o agenție imobiliară proprie și o să ne povestească el așa două, trei lucruri despre asta mai încolo. Deci are și experiența proprietarului de agenție imobiliară și în 2018 a ales să se alăture rețelei Remax, dar el lucrând în reprezentare exclusivă dinainte de Remax, așa-i, Nicu? Da. Așa. Înainte. Bun, și evident că dorind să lucreze așa într-un mod profesionist, este și membru APAIR, membru API și membru NAR. Am înțeles bine, așa? Da, în 2017, acum spre rușinea mea, nu am reușit să mai renoiez statutul de membru, dar urmează în viitorul foarte, foarte apropiat. Sunt niște comunități foarte, foarte bune și le recomand. Mm-hmm. Bun, ziceam reprezentare exclusivă și colaborare. Motivul pentru care am ales subiectul ăsta, spuneam că sunt pilonii principali pe care se bazează munca unui agent imobiliar care face parte din Remax. Ce înțelegem noi prin reprezentare exclusivă? Practic, ideea asta de reprezentare exclusivă a luat naștere odată cu preluarea master francizei de către Răzvan Cuc acum 7 ani. Și s-a pus problema, ok, hai să vedem un pic care e modalitatea prin care un agent imobiliar lucrează pe piața românească, ce este reglementat pe piața românească și care e imaginea agentului imobiliar. Și ajungând la concluzia că, să zicem, imaginea agentului imobiliar nu era una foarte frumoasă, s-a pus problema, ok, hai să vedem cum putem să facem diferența. Și cel mai bun mod prin care am reușit să facem diferența și ne dorim în continuare a fost să alegem să lucrăm în reprezentare exclusivă, să începem să ne construim o reputație în piață. Practic, prin reprezentare exclusivă, un proprietar, da, un proprietar de imobil, lucrează cu un singur agent în ceea ce privește reprezentarea proprietății lui în piață, da, pentru a găsi un cumpărător. Și îi permite acelui agent, da, să facă toată munca, să îl reprezinte, să-i găsească un cumpărător, să ducă lucrurile până la bun final, până la tranzacționare, astfel încât, indiferent cu cine se vinde imobilul respectiv, agentul de reprezentare are siguranța că își va încasa comisionul. În felul ăsta pot fi făcute imobiliarele într-un mod profesionist, adică focusul unui agent imobiliar poate să fie pe a-și construi reputație, a avea un client mulțumit la final, a obține recomandări. Și evident, reprezentarea exclusivă este legată de colaborare, pentru că
A avea o proprietate de reprezentare exclusivă în niciun caz nu înseamnă să o ții doar pentru tine și să o vinzi doar tu și tu să fii stăpânul proprietății respective. Dimpotrivă, înseamnă a o adresa unei palete cât mai diverse și cât mai largi de potențial cumpărători, inclusiv cumpărători care ar putea să vină prin intermediul altor agenți. De asta, una fără alta nu se poate, cred. Reprezentarea exclusivă automat presupune colaborare și invers. Bun, asta așa o introducere scurtă. Și, evident, de când am construit ceea ce înseamnă astăzi rețeaua Remax, adică mai aproape 500 de agenți în toată țara și peste 50 de birouri, am construit și ideea de reprezentare exclusivă și încurajăm agenții să lucreze în modul ăsta, ca să poată să își construiască o reputație în piață, evident reputație pozitivă, și încet, încet să începem să schimbăm imaginea agentului imobiliar, să schimbăm modul în care se fac imobiliare și, într-adevăr, să reușim să construim imaginea de profesionist așa cum ea este construită în alte piețe, în alte țări. Cred că poate să ajungă și la noi agentul imobiliar să fie recunoscut ca un profesionist. Și cred că modul în reprezentare exclusivă și în colaborare este calea. Bun. Nicu, vreau să încep așa, să te rog un pic să ne spui cum ai ajuns tu în Remax și așa, un pic despre tine înainte de Remax, da? Povestea ta cu imobiliarele, ca să ne facem așa o idee. Îți mulțumesc, Alexandra. Salutare tuturor. Povestea mea începe undeva în 2013, iar am profesat înainte de a intra în domeniul imobiliarelor ca topometrist. Foarte mare ajutor în ceea ce urma să învăț despre imobiliare. În 2014 am înființat propria agenție denumită BNM Imobiliare. Cred că foarte mulți dintre noi care au plecat dintr-o agenție imobiliară și și-au deschis propria știu acest parcurs cu diferite gânduri la acel moment. Acela, cred că principal, era că nu voi mai împărți comisionul pe care îl produceam și în același timp sunt și proprietar de agenție imobiliară. Cu acel statut am agenția mea și de atunci am început să mă aventurez în ceea ce însemna să deții o agenție imobiliară, dar în același timp să fii și agent imobiliar. Sau, cum îmi place mie să zic, eu centrez, eu dau cu capul. A fost o aventură frumoasă și nebunească. Am făcut și greșeli, am avut experiențe și bune și rele, pentru că atât era capacitatea mea la acel moment. O parte foarte interesantă pentru mine a fost că în 2015 m-am focusat mai mult pe ceea ce înseamnă dezvoltare personală și atunci am început să înlărgesc orizonturile, participând la cursuri de vânzări, de cursuri de marketing, întâlniri de networking. Am alocat foarte, foarte mult timp acestor activități. Dar cu cât mergeam mai mult și experimentam, am descoperit o întrebare ce m-a bântuit destul de mult. Și acea întrebare este: lucrez la afacere sau lucrez în afacere? Uh-huh. Pare foarte bună pe care ar trebui să-și o pună fiecare dintre noi. Adică îți creează acea claritate în ceea ce faci tu, care e fișa postului tău. Până nu am reușit să-mi răspund sincer la acea întrebare, a fost o nebunie întreagă și cu siguranță poate a trecut sau treceți prin această aventură. Tot atunci am descoperit cât este de important să stabilești viziunea și să-ți creezi această viziune și misiune în serviciile pe care le oferi, pentru că noi oferim servicii la agenții imobiliari. De atunci am lucrat neîncetat să-mi clarific viziunea și să-mi determin mai exact care e scopul meu în imobiliare. Iubesc acest domeniu. Și am descoperit că este un domeniu extraordinar, iar singura limită pe care o poți întâmpina ești doar tu însuși. Este un domeniu nelimitat. Asta e părerea mea. A fost o perioadă
Super. Descopeream lucruri noi, de care mi se păreau de neconceput până atunci, dintre care erau primele semne ce mă duceau spre reprezentare exclusivă, experimentam exclusivitatea și eram într-o perioadă în care parcă reinventam roata. Învățam informații noi, dobândeam abilități noi, toate acestea pentru a le pune în aplicare și a le împărtăși mai departe și prin formarea unei echipe. De acolo cred că am plecat cu toții, în formarea unei echipe de agenție imobiliară. Cum este clasicul. Am sub mine niște oameni cu care colaborez și așa mai departe. Cu bune curele, în caruselul vieții de agent imobiliar, și nu degeaba zic carusel, că e cu suișuri, cu coborâșuri, am început să descopăr și să am o claritate în ce atribuții am. Atribuția de proprietar de agenție, cea de trainer, cea de recrutator, de secretară, de manager, de, cred că toți, da. Personal de curățenie. Omul bun la toate, nu? Omul bun la toate. Și cu bune curele am lucrat în continuare la viziunea mea în imobiliare și era aceea de a oferi servicii imobiliare excepționale. M-am implicat foarte mult în tot ceea ce înseamnă lucru în industria imobiliară și dezvoltarea continuă. Dar cu toate acestea am ajuns într-un moment în care simțeam că ceva nu este în regulă. Deja o oboseam psihic. Cred că sentimentul a fost de singurătate. Adică proprietarii de agenții imobiliare mici știu acest lucru. La un moment dat nu sunt genul de persoană să fiu copleșit, dar ai acel moment de singurătate. Și toate lucrurile astea m-au dus foarte mult în... Am îndreptat foarte mult spre comunitățile imobiliare. În 2017 m-am asociat Asociației Profesionale Agenților Imobiliari din România. A fost un real plus valoare pentru mine, informația pe care am dobândit-o, metoda de lucru, pentru că acolo am descoperit ceea ce înseamnă a lucra în reprezentare exclusivă. Era de neconceput cum agenți imobiliari vechi lucrează doar în reprezentare exclusivă. Pentru mine, cred că a fost dragoste la prima vedere, cu reprezentarea exclusivă și în 2017 am participat la primul curs de reprezentare exclusivă, susținut de APAIR, susținut de Iliana Preda. Îi mulțumesc foarte mult, am mers tocmai la Constanța ca să particip la acel seminar și m-am îndrăgostit atât de mult de această metodă de lucru încât a doua zi m-am schimbat radical. Adică am avut acel curaj, m-am dus în agenție, le-am explicat colegilor și am șters toate proprietățile din baza de date. Toate proprietățile deschise, nu? Adică ai făcut curățenie ca și curățenia înainte de Paște, nu? Exact. Tot. Cum au reacționat colegii? Păi din 7 am rămas 3. Am înțeles. Dar cei 3 știau clar la ce s-au înhămat. Cei 3 au știut exact la ce s-au înhămat, pentru că au văzut, eu vedeam cumva dincolo de gard. Ei au început să vadă și ei plusul valoare, că în momentul când lucrezi în reprezentare exclusivă nu faci altceva decât să-ți controlezi viața de agent imobiliar. Îți controlezi câștigurile, îți controlezi absolut cum îți planifici concediile, absolut totul. Să poți să ai business predictibil. Da. La fel, a fost o provocare de a implementa reprezentarea exclusivă și mi-am dat seama că aveam nevoie în continuare de informații. Am reușit împreună cu colegi de la Brașov să formăm o comunitate de agenți imobiliari, pentru că exact ce ai zis la început, nu există reprezentare exclusivă fără colaborare, iar colaborare fără reprezentare exclusivă. Ne-am format o comunitate frumoasă, ne-am cunoscut mai bine, am aderat cu toții să lucrăm sub un cod etic oferit de Asociația Profesională Agenților Imobiliari din România și să creștem. Datorită comunității am început să mă împrietenesc foarte bine cu Radu Vâlsan, cei pe care nu-l cunoașteți, e bio-ul Remax Central. Da, el deține biroul Remax Central. Exact. Și după mai multe discuții am înțeles că voi găsi locul potrivit unde îmi voi răspunde la toate întrebările avute până în acel moment. Și în 2018, în octombrie, când am cum să uit, pentru 1 octombrie, am luat cea mai
cea mai bună decizie din viața mea pe plan profesional și aceea de a intra în cadrul Remax-ului. Sunt curioasă, Nicu, că din ce povestești, tu ai avut totuși un proces în care ai început să te educi, să înțelegi ce e reprezentarea exclusivă, să-ți creezi o comunitate de profesioniști în jurul tău. Ce te-a determinat să faci pasul ăsta și să alegi să te alături rețelei Remax? Pentru mine, cred că lucrul ce m-a determinat a fost să-mi dau seama că este mult mai simplu să faci parte dintr-un angrenaj mult mai mare, adică cum este un brand, un sistem, pentru că întotdeauna voi avea oameni deasupra mea ce mă vor ajuta să progresez și eu. Pentru prima dată nu m-am mai simțit singur. Când ești proprietarul de agenție imobiliară, ești acolo, ai comunitate, ai prieteni, dar când e de luat o decizie, bine, poate mai sunt parteneri, sunt altceva, dar când vezi că informația nivel foarte mare, european, global, cum îi zicem, atunci, da, e... Am înțeles, da. Bun, deci în 2018 ai intrat în Remax, așa-i? Da. Și te-ai alăturat biroului Remax Central. Cum a schimbat, acum tu ai testat ambele modalități de lucru, așa? Ai testat și intermedierea în sistem deschis. Cum a schimbat felul în care tu faci imobiliare reprezentare exclusivă? Păi a schimbat totul. A schimbat totul în viața mea. Pentru că și când, intrând în domeniul de imobiliare, am fost învățat să lucrez în metoda deschisă. Mi-am dat seama... Acum pot să zic că metoda de lucru în deschis e o cursă nebunească. Adică la început e ok dacă îți asumi așa ceva, dar nu recomand deloc, dar ajungi să te epuizezi foarte, foarte repede. Sau ajungi, din păcate, să urăști această breazlă. Și asta e foarte nasol. Da. Trecând prin partea de educație, informație, mi-am dat seama că trebuia... ca să pot vinde, că până la urmă noi și vindem, oferim servicii, ne vindem pe noi, trebuie să ai două lucruri. Oferte unice de vânzare sau garanții, cum mai zic eu. Adică trebuie să vii cu anumite lucruri. În domeniul deschis, în metoda deschisă, ar fi exclusivitățile. Fiecare dintre noi am experimentat, am un prieten, ia cheile, te ocup doar tu. Foarte simplu. Sau alți oameni îți oferă exclusivitatea. Mi-am dat seama că nu e altceva decât tot o intermediere exclusivă, nu e nimic deosebit și, din păcate, singura colaborare era aceea de tu îți comisionezi clientul tău, eu îmi comisionez clientul meu, dar asta era foarte rar și se întâmpla doar cu oameni cunoscuți, pentru că chiar am pus o întrebare unui agent din piață, că de ce nu expune proprietatea la colaborare mai mult și a zis... Dacă vine și încheie o tranzacție pe la spatele meu. Da. Acea temere. Asta o să vorbim puțin mai încolo. Intrând în APAIR, trecând prin cursul de reprezentare exclusivă, văzând adevărata valoare, am decis să dețin controlul meseriei mele de agent imobiliar. Repet, nu a fost ușor, a fost o schimbare nebunească, mi-o asum și mă bucur foarte mult că am făcut-o. Pentru că am mai văzut agenți de trec așa, printr-un proces de schimbare, adică unde poate dura și 2 ani. Adică mai fac și deschis, mai încep și lucrez. Eu la mine a fost nu-i cale de mijloc. Ori lucrez, ori nu lucrez. Ceea ce țin să menționez e că m-am focusat foarte mult pe partea de agent de listare. Adică focusul este vânzător. Iar prin reprezentare exclusivă pot să zic că am obținut claritate, siguranță, controlul asupra vieții mele profesionale. Reputație pozitivă, dar și negativă. Și de ce zic negativă? Pentru că de multe ori în procesul unei tranzacții l-am făcut pe un cumpărător, i-am făcut pe unii cumpărători să plătească un preț mult mai mare decât ar fi fost ei plătească în acel moment. Adică am negociat pentru clientul meu. Deci, adică celălalt a cumpărat proprietatea, dar cu jumătate gură mă înjura în ghilimele.
Ai putut să, am înțeles, ai putut să-ți reprezinți clientul până la capăt, nu? Cred că, și cred că asta e o diferență foarte puternică între reprezentarea exclusivă și intermedierea în sistem deschis, nu? La un moment dat trebuie să ții cu cineva, nu? Sunt două părți cu interese divergente, n-ai cum să-i reprezinți pe amândoi în mod egal până la capăt și să pretinzi că amândoi să fie mulțumiți la final și tu să-i comisionezi pe amândoi. Da, e foarte greu, e foarte greu. Cât timp, nu? Unul vrea preț cât mai mare, celălalt vrea să dea cât mai puțin. Așa că în felul ăsta ai putut să-ți reprezinți clientul până la capăt. Spune că control mai mare asupra vieții tale. Sunt curioasă așa concret. Cum a schimbat reprezentarea exclusivă asta? Și îți spun și de ce te întreb. Sunt o obiecție pe care o primesc în cursurile mele, e că măi, e greu să-ți semneze cineva exclusiv. Adică efortul este extrem de mare. Ok, dacă se nimerește ca cineva să fie dispus să semneze exclusiv, e ok, dar în rest e mult prea mare efortul. Și de asta vreau să văd, tu ești unul dintre oamenii care lucrează doar exclusiv și vreau să văd ce-i fi descoperit tu de lucrezi doar exclusiv, ce te motivează pe tine să faci asta și să reușești să faci și performanță, da? De asta, mai concret, că în ce constă controlul ăla? Care e schimbarea majoră pe care tu ai văzut-o? Poate ai niște exemple. Aș putea să dau un exemplu foarte simplu. Cea de asumare. Pentru că este una să încerci în imobiliare și una este să îți asumi să faci imobiliare. Întotdeauna am zis că munca de agent imobiliar se împarte în două. Cea de semnarea unui contract și de servirea contractului. Știu că la început este greu, nu ai experiență, nu ai cunoștințe, dar este doar la început. Nu îți rămâne decât să ieși în piață, să vorbești cu oameni, nu să le vinzi nimica, să te cunoască și atunci oamenii te vor cunoaște, vor căpăta încredere în cunoștințele tale, iar viceversa, tu vei căpăta cunoștință. Un lucru foarte simplu, nișare. Deci pentru mine reprezentarea exclusivă înseamnă nișare, asta înseamnă în claritate. Este normal și avem tendința să facem din mai multe, dar pe principiu facem de toate și nimic, mai bine prefer să-mi iau o bucățică pe care o cunosc ca în palmă. Și atunci eu semnez contracte de reprezentare exclusivă doar din discuție cu omul. El vede că dețin informația din piață și va fi foarte ușor să lucreze cu mine, pentru că știe ce am de făcut. Uh-huh. Că sunt atâți alți colegi care merg și ei în reprezentare exclusivă. Noi, până semnăm un contract, zic că suntem așa, într-o concurență loială unul față de celălalt, după care devenim colaboratori. Uh-huh. Da, asta de multe ori susțin și eu, dacă toată lumea ar lucra în reprezentare exclusivă, indiferent că Remax, că non-Remax, asta e mai puțin important, dacă toată lumea ar lucra în reprezentare exclusivă, am putea să tranzacționăm proprietăți între noi în colaborare, nu? Da. Și atunci am putea, într-adevăr, să zicem că deținem cotă de piață. Bun, cum? Hai să povestim un pic și despre colaborare. Spunem dacă ai o rețea de colaboratori și cum ai construit-o? Sunt doar din Remax, sunt și din afara Remax? Cam ce ai făcut în direcția asta? Păi cred că rețeaua de colaboratori am început-o de când am descoperit că nu poți să lucrezi de unul singur și trebuie să fii nebun să crezi acest lucru. Ușor, ușor, din ce în ce mai mult. În rețeaua mea de colaboratori sunt agenți și Remax și non-Remax. Important e că dacă ieșim cu toții afară, în piață, ne întâlnim într-o locație, suntem toți agenți imobiliari, indiferent de umbrela de sub care facem parte. Cred că a fost un prim pas important, a fost crearea comunității de agenți imobiliari din Brașov printr-un simplu grup de WhatsApp în care ne listăm proprietățile exclusive și invităm la colaborare. Cred că suntem undeva peste 150 de agenți imobiliari. Pe grupul de WhatsApp. Da, de putem să share-uim informația. Și deci, practic, stai că asta e important, să înțeleg mai bine. Deci, practic, tu ai făcut un grup de WhatsApp, da, dedicat celor care vor să colaboreze, nu? Da.
Și din grupul ăsta de WhatsApp fac parte tot felul de agenți din Brașov, atât din Remax cât și din afara Remax. Cum au intrat oamenii în grupul ăsta? Le-ai invitat tu, pur și simplu, sau cum? Cum da, a ajuns? I-am invitat, totul a plecat de la o idee nebunească. Am luat legătura cu mai mulți, pentru că atunci aveam statutul de proprietar de agenție imobiliară. Am vorbit cu mai mulți colegi ce au agenții imobiliare, li s-au părut o idee extraordinară, în special că erau și agenți care începeau să audă de reprezentare exclusivă și zice, bă, da, e ok, știu, ne e greu, dar încercăm. Și ușor, ușor, din 2018 până în prezent, am început să ne formăm, se fac colaborări foarte frumoase. Eu am încheiat colaborări foarte frumoase pe acel grup. Partea cea mai importantă, că apuci să cunoști agenți noi în acel grup. Lucrurile merg într-o traiectorie foarte, foarte pozitivă. Bine, cu bune, cu rele, ca în orice organizație. Mergem înainte. Sunt deschiși agenții din piață către colaborare. Cum e privită colaborarea? Ce țin eu să precizez de la început, că eu și biroul din care fac parte, noi suntem deschiși 100% la colaborare. Îi invităm pe toți colegii din piață și oferim comisiuni de colaborare în funcție de oferta pe care o avem. Ce mă bucură și mai mult este că, da, sunt agenți în Brașov, deci sunt foarte deschiși la colaborare, încep, învață de ce este bine în colaborare și cred că ideea principală a fost, și eu tot timpul le-am zis-o, este o idee preluată de la Ileana, a zis, dacă nu ai un contract, dacă ceva nu este scris, nu există. Atunci și ceilalți au înțeles că trebuie să ai un contract de prestări servicii, trebuie să lucrezi într-o anumită direcție și atunci, da, poți să intri în jocul de colaborare. Da, oamenii sunt deschiși spre colaborare, dar totodată cred că sunt colegi care încă nu o fac. Ia, te întreb un lucru. De ce să lucrezi tu în colaborare și să împarți din comisionul tău și să rămâi cu mai puțin bani, când ai putea, nu, să încerci să o vin singur și să iei tu toți banii? Corect. Asta este unul dintre motivele de a nu colabora. Și este normal ca mulți să-și pună asta. Adică din punctul meu de vedere, este o iluzie că tu, dacă încasezi tot comisionul, ai și mai mulți bani. Eu sunt pe principiu că tranzacția trebuie să se întâmple foarte repede. Împar comisionul către agentul ce m-a ajutat să închid tranzacția cât mai repede, pentru că prefer ca într-o lună să închid 5 tranzacții decât o tranzacție în 3 luni, din punctul meu de vedere, dacă e să mă raportez la bani. Mhm. Deci mai bine 2% din 5 tranzacții decât 4 dintr-una sau 0. Exact, sau 0. Asta îmi face să-mi dezvolt nișa pe care am mers, cea de agent de listare, pentru că se ajunge la reputație. Și cred foarte mult de reputație, că ajung să vând repede, ajung să vând la un preț mult mai mare și lucrurile astea sunt foarte importante pentru... În felul ăsta presupun că clienții te recomandă mai departe, nu? Și da. Roata începe să se învârte singură. Exact. S-a întâmplat să tranzacționezi, că spune că, ok, unul dintre beneficii tranzacționezi mult mai rapid, da? Deci, practic, rulajul este mult mai mare. Da. S-a întâmplat să tranzacționezi foarte repede din cauza că ai tranzacționat în colaborare? Da. Foarte repede. De obicei, cu colegii din birou reușim să tranzacționăm dinainte de a urca în listare o proprietate, adică contractul semnat, după care, hai, pentru că mulți dintre noi avem o bază de date și de potențial cumpărători și atunci ne este mult mai ușor să facem matching-ul. Eu, unul personal, întotdeauna am zis că adevărata colaborare este atunci când îi ofer colegului prima șansă. Și ce înseamnă din punctul meu de vedere? Întâi prezint lui proprietatea, după care atunci îi fac campania de marketing, de o scot în online și o fac publică la cumpărători. Adică prefer la colegii din birou, la colegii din comunitate, pentru că, băi, încă nu este pe piață, adică ai oarecum o exclusivitate. Ai prezint-o clienților tăi, ai să vedem dacă reușim mai repede. Și cred că este cea mai extraordinară, să-i spui omului, ți-am vândut proprietatea. Păi nici nu am văzut-o. Perfect.
Da, deci înainte ca ea să apară pe orice portal de imobiliare, ea se poate tranzacționa doar din colaborare. Da. Și presupun că și avantajul agenților colaboratori e că, cum spuneai, află de proprietate înainte să afle oricine altcineva. Exact. Care e cel mai scurt timp în care ai tranzacționat o proprietate? 5 minute. Ok. De la semnare de contract de reprezentare exclusivă la contract de vânzare-cumpărare? Da, am semnat proprietatea, i-am sunat pe colegi, pe grupul nostru, am o proprietate și a fost o colaborare cu Florin Cichie și până m-am dus cu cumpărătorul și cam asta a fost. Și ok. Deci până... Adică a fost foarte, foarte simplu. Florin Cichie fiind colegul tău tot Remax Central. Da. Da. Bun. Cum reușești tu să îl convingi pe un proprietar să-ți semnezi de reprezentare exclusivă? Că asta iarăși tu că e una dintre dureri, da? Cum? Ce faci ca ăla să-ți semnezi de reprezentare exclusivă? Că dacă stăm să ne gândim, nu? Eu dacă aș fi proprietar, aș spune: mă, Nicolae, mie îmi place de tine așa, e par tu așa profesionist, știi foarte multe lucruri, vorbești bine, dar eu vreau să lucrez cu mai mulți, pentru că mai mulți îmi vor aduce mai mulți cumpărători, pot și eu, în paralel cu ei, să-mi promovez proprietatea, nu? Și în final o să plătesc comisionul celui care mi-a ce cumpărătorul, sau poate chiar nu plătesc niciun comision, că reușesc să o vând singur. De ce să o dau ție în reprezentare exclusivă? Că tu ești unul singur, ce poți tu să faci? Este perfect. Acum, în... Așa, mai în glumă, ar fi foarte frumos să veniți cu mine. Și poate să fac o dată, intru ușor în lumea aceasta de video, poate am să fac o dată un video despre cum fac eu acest proces de să însemneze proprietarul un contract de reprezentare exclusivă. Eu m-am setat ca să mă duc la prima întâlnire cu un vânzător, cu un proprietar, cu gândul de a nu-i vinde nimic. Mă duc să-l cunosc, mă duc să mă cunoască, mă duc să-i văd proprietatea, pentru că îi spun că lucrez și cu o bază activă de potențial cumpărători, și să văd dacă pot să-l ajut cu ceva. Ne cunoaște. Și vă dau un exemplu foarte bun. Am fost la un proprietar, era cu proprietatea listată de vreo 3 ani de zile, listarea încă o am în portofoliu, urmează să o și tranzacționăm. În momentul când m-a văzut că am scos mapa de Remax, mai avea puțin și mă dădea afară. Deci el știa poezia. Să n-aud exact cum ai zis tu, să n-aud de reprezentare, eu vând, eu fac, eu așa mai departe. Și am zis, ok, mă bucur că mi-ați împărtășit lucrul ăsta, dar eu n-am venit să vă cereau să-l ridic, am venit să recunoaștem, să văd proprietatea, să văd dacă vă pot ajuta cu ceva, să vedem ce putem face. Cred că din discuție în discuție am început să ne prietenim, fac ceea ce îmi place mie cel mai mult, să cresc punți și încep să îi spun despre ceea ce se întâmplă în piață. Asta înseamnă informații. De aceea cred că este foarte important să deții o nișă și să încerci să o domini. Pentru că dacă ai foarte multă cunoștință din piață și reale, îi aduci la cunoștință de ceilalți, de celelalte proprietăți la vânzare, de concurența lui. Nu mă un pic te întrerup. Când zici să deții o nișă, te referi un anumit segment imobiliar, nu? Da. De exemplu, rezidențial, apartamente, zona cutare din Brașov, nu? Da, eu am ales să mă focusez pe ceea ce înseamnă rezidențial case în Brașov, acum și în jur. Asta înseamnă o muncă de a merge să vezi aproape toate casele la vânzare și a discuta cu foarte mulți oameni. Mai am și alte proprietăți în portofoliu, pentru că suntem agenți vechi și primim și recomandări. Și am zis că nu este ok, mai refuzam recomandările, dar nu este ok că omul vine la mine printr-o recomandare și vrea să lucreze. Bun, te-am întrerupt. Continuă. Deci spuneai, ok, spui informații din piață, motiv pentru care e important să începi să te specializezi, să fii expert pe segmentul tău. Începe să cunoască concurența, adică e clar că am avut reacții foarte, foarte haioase de la proprietari când le-am adus la cunoștință că pe strada lui sunt alte 5 case la vânzare. A rămas blocat. Face, cum? Ce? Mai sunt și alte 5 case? Da. Casa vecinului, uite așa, așa, așa și la ce preț. Și atunci credeți-mă că îi vezi le vezi reacția pe față, cum se schimbă la față și atunci deja văd că, păi, discutăm despre altceva. Da, omul ăsta știe mai multe decât credeam. Bun, da. Și după aia cum apare reprezentarea exclusivă în discuție? Cum ajung oamenii să-și pună semnătura pe contractul ăla?
Aici mă duc în două direcții foarte simple. Îi prezint faptul că prin metoda de reprezentare exclusivă, doar atunci poți să-i reprezint interesele 100% doar ale lui. Și aici intru în detalii, fac analogia și cu ce înseamnă un avocat. E foarte simplu. Și cred că al doilea lucru cel mai important, colaborare. Pentru că atunci înțelege că am avut oameni, exact cum ai zis tu, păi vreau să mai lucrez și cu ceilalți agenți, că poate îmi vine și cumpărător. Am zis, prin reprezentare exclusivă, tu de fapt lucrezi cu toți agenții imobiliari din piață și cu aproape toată piața de cumpărători ce există. Asta e lucrul cel mai important. Adică eu pot să fac ceea ce tu doar visezi că ai putea să faci. Foarte puțin. Pentru că dacă ar fi făcut-o foarte bine, ar fi vândut proprietatea, iar discuția nu ar mai fi avut loc. Da. Încă lucrând cu mine, de fapt, lucrez cu toate agențiile, cu toți agenții imobiliari din piața brașoveană, care sunt dispuși să colaboreze sau ne cunoaștem și creăm o comunitate. După care celelalte, rețelele de partea de networking, de marketing, puternic pachet de servicii și cel mai important, echipa pe care o am în coordonare și o formez. O să zic că lucrez la un proiect mai diferit. Vrei să ne zici sau încă e la început? E încă la început. Ok. Primele rezultate. Bine, to be continued, da? Când apare ceva, îmi spui și mai facem o sesiune din asta. Bun, să știți că puteți oricând să puneți întrebări. Eu o să urmăresc partea de chat ca să văd, să reușim să vă răspundem întrebărilor voastre. Orice fel de întrebări aveți, dacă vreți ceva să aflați mai specific, acum e momentul. Nicu, să știi că Ileana Preda este prezentă în webinarul ăsta. N-am vrut să zic de la început ca să nu simți presiunea. Și ți-o scris încet că își amintește ziua în care ai fost la cursul ținut de ea. Mă bucur să văd că profesioniști din imobiliare sunt interesați de ceea ce înseamnă reprezentare exclusivă și colaborare. Bun, să știți că oricând, da, eu aștept întrebările voastre ca să vedem în ce măsură putem să vă răspundem cât mai util posibil. Până atunci, Nicu, vreau să te întreb așa concret pentru, uite, dacă eu aș fi un agent, da, care acum se uită la webinarul ăsta și n-am mai lucrat niciodată în colaborare, da, eu am lucrat doar în sistem deschis și nu sunt dispus să colaborez, pentru că, vezi tu, realitatea asta din piață arată că oamenii de multe ori sunt răi, își urmăresc propriul interes, te sar, te înșală și decât să risc să colaborez mai bine, îmi văd eu de treaba mea și de comisionul meu. Dar uite, auzindu-te pe tine, sunt curios așa, cum se întâmplă, da, pas cu pas, procesul ăsta de colaborare? Adică cum? Tu ai o proprietate, da, ai luat o reprezentare exclusivă și îi anunți pe agenții ăștia din, în primul rând, presupun eu, din birou și după aia de pe grupul de WhatsApp și după aia și alții, că uitați, am proprietatea asta în reprezentare exclusivă și colaborez. Păi ce înseamnă colaborezi? Așa, pas cu pas, ce o să se întâmple? Dacă eu aș avea un cumpărător și te-aș contacta și ți-aș zice, Nicu, uite, aș avea un cumpărător pentru tine. Cum? Ce se întâmplă după aceea? Deci aici întotdeauna merg în două direcții. O să, numai un pic, îl rog pe Adrian Sandu să își închidă microfonul, că se aude. Imediat. Da, zi, așa. Nicu. Aici mă duc întotdeauna în două direcții, pentru că pe majoritatea îi cunosc personal și ne cunoaștem, știm ce fel de oameni suntem. Iar primul lucru pe care îl fac, îl asigur de remunerarea pe care îi ofer. Dacă suntem agenți cunoscuți, știm că contractul acesta de colaborare are loc la final când el îmi face factura și îi dau banii. Dacă sunt cu cineva nou, îl rog foarte frumos, hai să facem un contract de colaborare ca să fii sigur că eu pe tine remunera. După care încep să-l întreb, încerc să fac și o precalificare a clientului său ca să-mi dau și o seama dacă este un client potrivit sau nu. Și cum o fac? Îi adresez câteva întrebări, îi trimit toate materialele ce țină de acea proprietate, toate materialele de marketing, poze,
video, schițe, absolut tot. Transparență totală. Îi și îndemn câteodată. Introduc proprietatea în propriul CRM-ul ca să poți să o prezinți cu datele tale. Poți să o prezinți și cu datele mele. Nu mă deranjează cu absolut nimic. Dar este mai bine pentru a crea o imagine bună față de el. Ok. Schițele mele sunt toate promovate cu comision zero și de aceea îl și îndemn să nu comisioneze cumpărătorul, pentru că au fost cazuri și poate... Na, eu gândesc un pic altfel, promovez cu comision zero ca să mergem până la capăt. Dacă toate sunt ok, facem partea de calificare, are materialele și cumpărătorul colegului dorește să vadă proprietatea, stabilim o vizionare. Vizionarea o facem împreună cu toții și el participă. Ne pregătim de vizionare, prezint proprietatea, încerc informații suplimentare potențialului cumpărător, după care vin întrebările de calificare dacă este pregătit să facă ofertă. De aici intrăm pe partea de negociere. Acum, la negociere depinde. Și de ce zic lucrul ăsta? Pentru că eu am misiunea de a negocia în favoarea clientului meu. Ăsta e focusul meu. Și să obțin cel mai bun de tranzacționare. Și au fost cazuri în care agentul colaborator m-a ajutat să negociez în sus. Deci chiar au fost cazuri. El a contribuit, era clientul lui și el m-a ajutat pe mine, am făcut front comun. Dar totodată au fost cazuri în care agentul de colaborare a zis, bă, nu intervin, acum te las pe tine, ai mână liberă, faci ce vrei. Dar înțelegerea între voi doi, nu? Că de-aia până la urmă sunteți colaboratori. Corect. Pentru că pe mine mă interesează ca tranzacția să se închidă în cele mai bune condiții și eu să pot să-mi fac treaba pentru care am fost angajat. Dacă totul este ok, să accept oferta, facem demersurile pentru ceea ce înseamnă finalizarea tranzacției, acolo îl implic și pe coleg. Sunt cazuri în care așa este și frumos pentru că cumpărătorul știe că nu a fost pasat. Îl ajut să mențină o legătură în continuă cu cumpărătorul. Participăm la notariat, alături de vânzători și cumpărători. Ajutăm la redactarea, la buna desfășurare a tranzacției. La final de tot, singurul lucru care se mai întâmplă în partea de colaborare, aștept factura pentru a-l remunera pe agentul colaborator. Și ajungem mâna și așteptăm următoarea tranzacție. Excelent! Bun, super! Deci, practic, totul e transparent, împreună se întâmplă tot procesul, în final contează foarte mult ca cei doi agenți să se înțeleagă și să fie profesioniști, nu? Și să aibă încredere unul în altul. De aia și există contractul de colaborare, ca toată lumea să fie sigură că la final vor primi și beneficiile, nu? Da, eu mai cred în următoarea treabă. Contez foarte mult ca relația mea cu agentul colaborator să fie una foarte bună și de lungă durată. Pentru că cu clienții noștri, la un moment dat, am avut relații și bune și rele, e posibil ca pe parcurs să nu devină cele mai bune. Dar cu colaboratorul în piață, eu mă voi întâlni și mâine și poimâine și îmi doresc să am întotdeauna o relație foarte bună. Au mai fost cazuri în care agentul colaborator, cumpărătorul, credea că totul este un joc de negociere și eu fiind foarte transparent și nu ascund nimică, l-am invitat pe colegul colaborator să participe în convorbirea telefonică, dar să nu zică nimic. Adică nu să mă creadă pe cuvânt, ci să audă cu urechile lui. Și lucrul ăsta a fost extraordinar, pentru că ai transparență. Păi, suntem cu cărțile pe față, ne dorim în sinele nostru, pentru că eu zic așa, oferim servicii până la semnarea un contract, după noi vindem un produs, agenții de listare. Adică eu vând o proprietate, că e emoțional sau cum e, dar vând produsul. Atunci ne interesează comun să vindem acel produs și să îl ducem spre finalizare. Pentru că dacă nu există această comunicare și transparență, de multe ori din cauza orgolilor sau, mă știu, a neînțelegerilor, tranzacția poate să pice și de suferit are toată lumea. Da, corect. Da, până la urmă și acel proprietar, nu? Principala lui nevoie și dorință este să își vândă proprietatea. Corect. Bun. Aștept întrebările voastre, da? Noi am gândit sesiunea asta ca să aibă și o parte deschisă către întrebări, sugestii, nelămuriri, curiozități.
Da. Pentru Nicu, Oster Marco, sunt din Timișoara. Da. Vreau să-l întreb cum, cu vorba de canalul de colaborare WhatsApp cu colegii, cum colaborează, care e procedura acolo, sau aveți niște reguli, sau... Da, avem niște reguli foarte clare. Pe grupul de canalizare, noi le-am împărțit în mai multe. Avem un grup de discuții unde discutăm diverse și în special acolo trecem cererile. Adică caut o casă, caut două camere și așa mai departe. Și celelalte le-am împărțit în terenuri, case, apartamente și spații, ca să ne focusăm pe ele. În grupul stează doar proprietățile în reprezentare exclusivă și comisionul de colaborare. Mărindu-ne acum ca grup, au mai fost cazuri în care cineva din greșeală a mai postat ceva deschis și s-a atras atenția, a rectificat. Adică ăsta e scopul lui. Spune-mi, te rog. Vreau să întreb, sunt mai multe tipuri de agenți, nu acolo? Deci nu numai cum lucrezi tu, și clasicul de intermediari. Da, sunt cei care lucrează încă în deschis, dar au și ei câte o exclusivitate și altceva. Și eu cred că ăsta oricum va fi un lucru de adevărată valoare, pentru că s-ar putea să aibă cumpărători potriviți pentru proprietatea mea. Și atunci, chiar dacă el lucrează în deschis, este invitat la colaborare. Poate el nu are o proprietate să o propună la colaborare, dar poate are un alt coleg. Și atunci vor lucra împreună. Bun, deci să înțeleg că aceiași oameni care sunt grupul de colaborare sunt pe mai multe grupuri, unul de discuții, unii de așa ceva, am înțeles, nu? Da. Ne-am nișat, pentru că dacă suntem o parte de agenți de lucrăm doar case, ne focusăm să avem informația doar de case. Dacă ai avea un singur grup unde pui și case, și terenul, și spații, și chirii, și toate nebunile, nu mai înțelegi nimic. Și nu le-ați propus un alt sistem de colaborare, nu-ți deschiși doar așa la WhatsApp? Adică destul de puține informații primești pe WhatsApp. Este un pas, a fost un pas, pentru că de acolo ne-a dus în următoarea etapă și pe Brașov s-a implementat FlexMLS-ul. E FlexMLS-ul pe care îl folosesc agenții din București. Și acolo deja informația se striază mult mai compactă și mult mai mare. A fost un început. Știu că, uite, la multe cursuri pe care le-am ținut, agenții la început sau oamenii care intră inițial în Remax spun că păi ceilalți agenți nu sunt deschiși către colaborare. Cum să colaborăm? Că ceilalți nu vor să colaboreze. Și de multe ori le spun, dacă îți dorești ceva de la ceilalți, tu trebuie să fii primul care face pasul înspre ei. Și grupul ăsta de WhatsApp a fost un exemplu de prim pas. Adică dacă eu îmi doresc agenți colaboratori, înseamnă că eu trebuie să fiu primul care pun mâna pe telefon și îi sun, îi chem la o cafea, hai să ne cunoaștem ca oameni, hai să vedem cine suntem, cum arătăm, cum vorbim, că până la urmă suntem colegi de breaslă în aceeași piață, nu ne lovim de aceleași probleme, și să vedem dacă și în ce formă putem să ne ajutăm unul pe altul vreodată, fără să cer nimic, da? Dar și cred că grupul ăsta de WhatsApp a fost un prim pas în direcția asta. Și după aceea lucrurile încep să se construiască. Și într-adevăr, FlexMLS e următorul pas, dacă vreți, pentru cei care își doresc colaborare. E exact același lucru pe care l-am... Astea au fost lucruri pe care le-am descoperit pentru mine înainte de a intra în rețeaua Remax, după care în rețea am descoperit exact același lucru prin CRM-ul pe care îl avem, prin metodele de colaborare, prin apartenența la codul etic, unde este similar cu cel din APAIR, e foarte simplu, pentru că cultura vine din state și e foarte ok și mi-a fost foarte, foarte ușor. Ceea ce pot să zic este că am un singur regret în toată nebunia asta, și anume că îmi pare rău că am pierdut acești ani până în 2018 și aș fi vrut de la început să mă alătur unui sistem, unui brand. Și recomand tuturor, indiferent cum este, credeți-mă, o să găsiți un adevăr ajutor când veți avea pe altcineva de a făcut toate nebunile astea și vă duce pe un drum al vostru mult mai ușor. Bine, trebuie să dai cu capul de grindă, că altfel mai, dar
Cu cât mai puțin, cu atât mai bine, nu? Da, economisești foarte mult timp. Da. Păi nu, se spune că cel mai repede înveți din experiența celorlalți și cel mai puternic înveți din experiența proprie, că atunci te doare cel mai tare. Da, corect, corect. Da, și până la urmă ăsta e avantajul de a avea deja un sistem construit în spate. Au fost alții care au greșit în locul tău înainte, care au descoperit niște pași înainte și din experiența cărora poți învăța. Aici am descoperit cât este de important să faci parte dintr-o mare familie, că nu mai e singur. Am învățat și am văzut că poți învăța din exemple vii. Exemplu, zici tu că e una să citești din cărți, îi vezi pe alții și noi să dai noroc cu acel om și să-ți povestească și să te liniștească, că poți stai liniștit că și eu am făcut la fel. Și mai ales că ai o experiență la un nivel foarte mare și cred că pentru mine cea mai mișto chestie a fost când eu, datorită rețele sau altceva, am ajuns în Capo Verde. Cine se gândea că ajung în Capo Verde? Adică, dă să zic, acolo te poate duce o rețea foarte puternică. Deci nici nu visezi. Da. Să ajunge pe plan profesional. Cât la sută din proprietățile tale ai reușit să le tranzacționezi în colaborare? Jumătate. Uh-huh. Jumătate. Ok. Deci cam jumate te dau. Toate aș vrea să le închid în colaborare, pentru că atunci eu pot să-mi continui focusul de a aduce listări în baza de date. Pentru că pentru mine e un stres să și fac partea de vânzare a contractului. La mine e simplu și știu că nu este bine, dar dacă mă sună un cumpărător, dacă vrea bine proprietatea, dacă nu, eu îl trimit la plimbare. Na, nu îmi bat capul cu el. De aceea pregătesc partea de echipă. Ca să fii listing agent curat, nu? Da. Da, până la urmă asta ar fi fain să construim pe termen lung și asta ne și dorim și asta o să se și întâmple, să avem buyer's agent și seller's agent, nu? Cum este și în piața. Adică de aceea mă interesează foarte mult colaborarea, pentru că eu îmi fac părticica mea și încep să-mi o fac din exact. Ce. Și atunci știu că lucrez cu foarte mulți colaboratori și tranzacția nu am cum să nu o finalizez. Da. Și la fel, un agent de cumpărător poate să aibă încredere că lucrând în colaborare cu un agent de listare are proprietăți exact. Calificate, poate să lucreze cu încredere pentru că știe că a fost un profesionist înainte care a preluat listarea respectivă. Da. Înțeleg că n-aveți nicio întrebare sau nu funcționează chat-ul sau preferați să vă deschideți microfonul. Puteți să vă deschideți microfoanele dacă... Uite, da. Silvana ne pune o întrebare sau ne spune. Așteptăm cu interes metoda de colaborare în sistemul CRM. Da. Deocamdată CRM-ul... Acolo este și mai simplu, pentru că tehnologia ne ajută atât de mult cum e vorba, ne dă mură în gură. Adică partea de matching este extraordinară. Da. Asta nu poate fi. Da, ăsta e un atu pe care l-are CRM-ul nostru, că face matching-ul cu cererile, respectiv proprietățile pe care sunt înregistrate de către alți agenți. Și evident că cu cât vom fi mai mulți, cu cât fiecare dintre agenți va avea mai multe listări, cu atât baza de date va fi mai mare și matching-ul ăsta va fi către mai multe cereri, respectiv proprietăți. Este un cerc continuu a tot, adică agentul de cumpărător se bazează pe agentul de listare și viceversa. Pentru că numai atunci poți crea un angrenaj în care poți să generezi lead-uri mult mai multe și până poți să le duci să le închizi mult mai repede. Uh-huh. Bun. Ia să vedem. Adrian ne spune, în afara listărilor provenite din recomandări, sfera de influență, abordezi în mod curent și proprietăți din piața rece cărora le propui reprezentarea exclusivă? Da, 100%. E o greșeală pentru cei care nu o fac. De ce? Că de acolo mi-au informație actuală din piață. Dacă aș sta doar în cercul meu de influență și sfera de influență, mi-aș crea o bulă. Și atunci m-aș deconecta de realitate. Realitatea ți-o dă piața. Prețul corect ți-l dă tot piața? Uh-huh. Că eu unul prospectez în continuu, monitorizez ofertele noi venite din For Sale by Owner și îi sun, îi contactez, mă duc să văd proprietatea, mă duc să-l cunosc pe om, îi adu la cunoștință că ăsta sunt, cu asta mă ocup,
Și deci reușești să, că cred că asta era în final întrebarea, reușești să închei contracte de reprezentare exclusivă chiar și cu proprietari din piața rece, nu doar cei veniți din recomandări? Eu lucrez un pic pe dos. Eu mă focusez să obțin contracte de reprezentare numai din piața rece, iar contractele venite din colaborare eu le văd bonusuri. Uh-huh. Ok. Pentru că ele sunt datorate activității din trecut. Munca și focusul e acolo, cu for sale by owner, adică acolo te antrenezi. Dacă e gata, acolo e adrenalina și provocarea. Da. Nu, da, cum spunea la un moment dat la o întâlnire Polzler, dacă un client îți spune da din prima, aia nu-i vânzare. Ăla e cadou. Vânzarea începe de la primul nu. Aia e provocarea adevărată, să reușești să transformi nu ăla într-un da, să câștigi încrederea, să construiești relația, atunci poți să zici că ai abilități și într-adevăr ești vânzător. Da. În rest sunt cadouri, nu? Cadouri nu ne așteptăm să bonusuri. Primim. Bonusuri. Bonusuri. Da. De ce? Asta e piața caldă. E munca ta. E munca ta și acolo culegi roadele. Doar pe ea. Asta e sfatul meu. O nișare, claritate pentru cei care dețin și agenții imobiliare. Hotărăște-te ce vrei să fii. Agenție unde te focusezi pe partea de business și ai alte abilități sau agent imobiliar. Dacă îți place să fii agent imobiliar, e simplu. Fii liber profesionist, colaborezi comunitate sau te alături unei comunități. E foarte, foarte simplu. Bun, hai să tragem așa niște concluzii. Ce am înțeles până acum? E important să te specializezi ca să-ți alegi o nișă, da? Ca să poți să ajungi într-adevăr specialist pe nișa respectivă și să deții mai multe informații despre piață decât ar putea proprietarul. Și ne dădea exemplu cu proprietarul care a rămas surprins că tu știai de proprietăți care erau la vânzare în zona respectivă. Deci, în primul rând, da, dacă susții că ești profesionist, trebuie într-adevăr să fii profesionist. Primul pas e să fii informat legat de piață. Spuneai că continui să-ți iei provocări în a semna contracte de reprezentare exclusivă cu for sale by owner, da, în piața rece și că lucrul ăsta se întâmplă în continuare și reușești să o faci. Și cred că ești unul dintre agenții Remax care au portofoliu curat, da? Adică reprezentare exclusivă 100% și o persoană care, da, venită de la o persoană care înainte a lucrat în sistemul deschis, care știe ce înseamnă sistemul deschis, care a avut chiar agenție imobiliară în sistemul deschis și care acum alege să lucreze doar în reprezentare exclusivă. Bun, mi-ai zis de faptul că oamenii, contrar așteptărilor din mintea noastră, uite că agenții sunt deschiși către colaborare, nu doar agenți Remax și așa, din piață, dar e nevoie de, hai să zic, de un prim pas către ei, dacă ne așteptăm să colaboreze. Uite, un alt exemplu îl știu, apropo de prim pas către colaborare, un exemplu de la București. Unul dintre birourile noastre Remax de la București, biroul Remax Magnum, anul trecut a organizat o seară, o întâlnire cu agenții din piață care ar vrea pur și simplu să vină la un pahar de vin, la o gustare, să lua o poveste, da, în grădina biroului, să ne cunoaștem, să vedem cine suntem și să vedem dacă putem să ne ajutăm unul pe altul și în ce formă. Dacă nu, măcar să bem un par de vin împreună. Și din câte știu, Georgian a organizat evenimentul respectiv tocmai cu ideea, măi, hai mai întâi să ne cunoaștem, să ne vedem la față, pentru că ulterior e mult mai ușor să colaborăm. Și tot asta îmi spunea, apropo de faptul că ai zis că oamenii sunt deschiși să colaboreze, asta îmi spunea și să colaboreze, asta spunea și Georgiana, care a organizat evenimentul ăsta la biroul Magnum, că au fost foarte mulți, peste 60 de agenți de la alte agenții care au fost interesați și au venit. Deci se poate colabora, doar că una nu se poate fără alta, nu? Ca să putem avea încredere și să putem să avem business predictibil și siguranță, să știi sigur că dacă tranzacția se face, îți încasezi comisionul ăla,
atunci e nevoie, da, și de reprezentare exclusivă și de colaborare. Și până la urmă, spuneai, colaborarea este și unul dintre argumentele, nu, în fața unui proprietar, de ce să-ți semneze reprezentarea exclusivă. Practic, lucrând cu tine, lucrează cu toată piața de agenți imobiliari, pentru că proprietatea lui va avea o adresabilitate mult mai mare, nu? Va fi adresată oricărui cumpărător care ar putea să vină odată din piața liberă, pe de altă parte, din partea oricărei agenții din piață, pentru că ca agent Remax ești deschis către colaborare. Bun, ultima șansă să mai puneți întrebări. Nicu, o să te rog să, așa, pe final de webinar, să dai așa o recomandare. Că acum, din experiența ta și în deschis și în reprezentare exclusivă, dacă eu sunt agent nou, da, și nu știu în ce direcție să o iau, ce mi-ai recomanda? Să te alături unei rețele puternice, indiferent. Nu încerca să reinventezi roata, du-te acolo unde se face performanță, interesează-te pentru că ai unde și e foarte bine dacă ai fi un om nou ce intră în acest domeniu, pentru că nu vei cunoaște altceva decât reprezentarea exclusivă. Ăla e avantajul cel mai mare. Pentru oamenii noi ar trebui să aprecieze foarte, foarte mult metoda asta de lucru, pentru că toți ceilalți de a lucra și deschis sau altceva, clicul ăla se face poate puțin mai greu sau ai nevoie de curaj. Iar pentru cei care încă mai lucrează în reprezentare exclusivă, vă zic, nu aveți ce pierde. Știi? Adică prefer să vând o singură proprietate pe lună, dar știu că o vând, decât că poate o vând. Bun, mulțumesc. Comunitatea, rețeaua. Mulțumesc tuturor. Vreau să vă mai încânt puțin cu priveliștea de la Brașov, pentru că suntem mai mulți și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție tot timpul. Lucrați în reprezentare exclusivă și cred că așa vom reuși cu toții. Foarte, uite, avem așa un final cu o priveliște foarte frumoasă, se vede până pe tâmpa. Mulțumim frumos, Nicu, vă mulțumesc și vouă pentru participare. Dacă sunteți interesați de mai multe detalii legate de reprezentarea exclusivă, legate de felul în care noi colaborăm, legate de tratarea obiecțiilor pe reprezentare exclusivă, eu sunt deschisă să mai am invitați, să mai organizez webinarii pe subiectul ăsta, în funcție și de interesul și de cererea voastră. Adresa mea o găsiți pe site-ul Remax. Vă mulțumesc frumos pentru participare, felicitări, Nicu, și mult succes în continuare. Mersi foarte mult. Zi frumoasă să aveți. La revedere!